Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să vorbim despre câteva subiecte mai delicate. Așadar, dacă în momentul de față nu treceți prin cel mai fericit moment din viața voastră, prin cea mai calmă sau mai faină perioadă, v-aș sugera să vedeți un alt episod, un alt video de pe acest canal, pentru că n-aș vrea să fie încă un lucru ușor negativ pe care să-l aduc în viața voastră, deși este un lucru rupt din realitate. V-am spus de foarte mult timp și iată că Blechi alături de mine, că îmi propun să vă povestesc de ce am lipsit atât de mult timp de pe YouTube. Știți că încă din 2019-2020 am avut deja o cursivitate, postam câte 2-3 videoclipuri pe săptămână, făceam giveaway-uri, vă luam cu mine peste tot. Realmente îmi face plăcere să fac treaba asta, odată că sunt amintiri pe care le păstrez pentru mine și a doua oară pentru că mi se pare că vă ofer și vouă din lucrurile pe care le trăiesc, poate o informație nouă, poate, nu știu, ceva calitativ puteți lua din orice. Și în al treilea rând, mie îmi face plăcere să văd treaba asta. Efectiv, mă uit la oameni care fac curățenie prin casă, care fac orice. Și atunci am zis, eu trebuie să mă întorc să fac lucrul acesta. Și atunci poate vă gândiți, ok, dar dacă îți făcea așa de multă plăcere, de ce ai renunțat? E lucru cert că nu fac bani din treaba asta, nu am publicitate pusă pe videouri, nu am absolut nimic. Momentan am zis că nu vreau să monetizez absolut nimic, este strict pură plăcere. Și atunci poate vă întrebați, dacă îți face așa de multă plăcere, de ce ai dispărut atât de mult timp? Și o să vă povestesc astăzi despre tot ce s-a întâmplat. În 2022, eu și soțul meu am decis că poate ar trebui să încercăm să facem un copil. Așadar, am zis, ce e de făcut? Am mers la un consult, doctorul a și râs de mine, a zis, doamnă, ce vreți, să vă arăt exact cum se face? Ce nelămuriri aveți? Păi zic, nu, că știți că eu am citit despre acidul folic, despre aia, despre aia. Vreau să știu dacă face rău, că soțul mai consumă câteodată cola sau câte un energizant. Să știm, să fim pregătiți. Nu, doamne, n-are nicio problemă, dumneavoastră să nu consumați. Asta e cel mai important, mai ales după ce rămâneți gravidă. În timpul procreierii, doar să fiți liniștită și dacă vreți să luați preventiv acid folic, nu face rău absolut deloc. Zis și făcut. Am pus și am luat acid folic, cred că o lună sau două înainte, după care am zis că nu ne mai protejăm și încercăm propriu-zis să facem copilul, dar nu aveam așteptări nici de cum imediate, pentru că în jurul meu tot aud 2-3 ani, 2-3 ani. Eu am încercat pe cât posibil să stau departe de anticoncepționale, pentru că m-am gândit că la un moment dat în viața asta s-ar putea să nu fie de bun augur luarea lor. Am încercat celelalte metode de protecție. De fumat nu fumez, nu beau, foarte rar beau cola, dorm cât trebuie, teoretic nu sunt supraponderală, teoretic ar trebui să am un corp sănătos și propice pentru a crea o nouă viață. Așadar, mi-am zis, s-ar putea să se întâmple repede, dar s-ar putea să nu, pentru că totuși am 30 și ceva de ani. Și atunci ne-am gândit așa că nu ar fi bine să ne facem speranțe, ca apoi să nu fim dezamăgiți. Lucru pe care l-am și făcut, ne-am luat așadar o marjă de cel puțin 2 ani în care eu să rămân însărcinată. Eram în proces de a cumpăra apartamentul atunci, în vara aceea, și erau foarte multe emoții, foarte multe trăiri pe care eu le aveam zi de zi. Dar niciuna din ele nu m-a afectat în vreun fel, pentru că toate erau de bun augur, toate erau de evoluție, de, nu știu, avansare și în carieră, că am mai reușit să mă înscriu la încă un master și toate erau numai de bun augur. Așadar, nu aveam absolut nimic care să mă supere în viața mea. În iunie, cam de prin mai, am început să nu ne mai protejăm și în iunie am plecat împreună cu părinții. La Bran, este și un vlog pe canalul meu de atunci și chiar o să vi-l las linkuit în descriere. Am vizitat împreună Peleșul, Branul, au fost câteva zile absolut minunate, după care ne-am întors acasă. Eu am continuat să lucrez la cabinet, deși din ce în ce mai puțin, pentru că lunile iulie și august sunt pline de concedii și eu le sugerez părinților să încerce pe cât posibil să îi lasă pe copii mai liberi, să se bucure și ei de adevărata vacanță, nu să mergem la not și la logoped și la alte lucruri când e vacanță, dar unde a fost urgență și neapărată nevoie, mai ales pentru copiii care urmau să înceapă din septembrie școala, acolo am continuat să ne vedem. Așadar, copiii aveam tot mai puțin, dar în continuare lucram.
La un moment dat, un prieten îmi spune, am rămas la mine aici, la unde are el firma, am rămas efectiv fără oameni în față și nu știu ce să mă mai fac, lucrez eu ore în continuu și zic, ok, zic, fă-mi eu un contract de, zic, de angajare și vin eu și te ajut câteva ture, zic că nu poți să stai non-stop, non-stop. Zis și făcut, m-am dus, l-am ajutat o tură, după care l-am mai ajutat o tură, când să mă duc a treia tură, într-o zi mi se face rău. Acum, mie nu prea mi se face rău în general, dar am zile în care, dacă nu mă duc dimineața sau, vă rog să mă scuzați, sunt super înfundată la nas și eu vorbesc așa mai nazal, dacă nu reușesc să mănânc dimineața sau nu știu, dacă n-am mâncat ieri, se poate ca astăzi să mă simt puțin mai slăbită, să mă simt puțin mai rău. Dar acum avusesem o stare de nu puteam să-mi explic cât îmi era de rău. Eu mi-am interzis să vopit, zic eu, mental, de vreo 20 de ani, așadar atunci când mănânc ceva ce nu-mi priește bine, am nevoie să merg la baie, pentru că corpul cere să elimin acele lucruri din el. Și nu știam exact ce se întâmplă. Mi-e rău pentru că poate n-am fost atentă, n-am mâncat, n-am băut suficient, sau poate mi-e rău pentru că am mâncat ceva ce nu mi-a fost bun. Mai am prostul obicei, atunci când cumpăr căpșuni sau roșii, șerii, să iau una, să gust, nespălată, nenimic. Știți și voi ce se întâmplă prin supermarketuri. Mai trece și Jerry pe acolo, pun o grămadă de oameni mâna, efectiv, eterocolita-i la ea acasă. Și totuși, eu făceam aceste lucruri tâmpești. Și am zis, sigur am făcut o prostioare din asta și de asta mi-a atât de rău. L-am sunat, i-am spus că nu mai pot rămâne, a sunat și el, a reușit să găsească o fată, m-a schimbat la jumătate de zi, mi-a zis, ok, ne vedem, nu mâine, a doua zi. Așa am zis și făcut, dar mie în continuare mi-a fost rău, am ajuns acasă, am avut diaree, am pus-o pe baza faptului că nu pot să vomit și corpul își caută un sens și un fel de a elimina ce vrea să elimine. Și nu am crezut nicio secundă, nu, pur și simplu am uitat complet că eu încerc să, hei, stai cu minți acolo, că eu încerc să rămân însărcinată. Nu m-am gândit că s-ar putea să fiu deja însărcinată și asta să fie probabil greața sau rău din primele luni. Și atunci am luat-o ca atare, am zis, sigur, nu am folosit eu, nu am spălat ceva fructe sau din cauza asta, clar. Asta a fost undeva pe miercuri, joi, vineri am dus-o așa, i-am dat mesaj, am spus clar, nu mai pot să vin pentru că eram de 2-3 ori pe zi la baie și efectiv cu furazolidonul după mine n-aveam cum să merg. Și atunci am zis, ok, stau acasă și aștept să-mi revin, sper de săptămâna viitoare să reușesc să te reajut. Duminică m-am simțit puțin mai bine, mi-am făcut curaj, am plecat spre sat, era deja cam 10-8 iulie, cam așa. Duminică era 10, cred. Și am mers spre sat, chiar am mâncat o pizza acolo, a fost prima mea masă cât de cât consistentă din ultimele zile. M-am întors la Timișoara și atunci cumva m-a lovit ideea, măi, poate sunt gravidă, hai să-mi fac un test. Și am luat vreo două teste la diferite branduri, mi le-am făcut pe toate, toate au ieșit pozitive și eram așa, wow, atât de repede, chiar nu ne așteptam. Și am zis, ok, super, ce facem acum? Păi sună medicul, că în primul lucru asta trebuie să ne confirme sarcina, că testele tot pot să fie fals pozitive. Și după ce facem asta, ce avem de făcut decât să vedem cum ne organizăm cu copilul. A fost așa o bucurie enormă, dar și un șoc în același timp, pentru că, așa cum vă spuneam, eu eram în plan cu achiziționarea apartamentului. Din toamnă, colegiul m-a obligat să fac al doilea master. Eram așa, dar mi-am zis, dacă se întâmplă atât de repede, sigur este voia lui Dumnezeu, sigur așa trebuie să fie, deci e minunat. Eu eram așa, acum mă pun și sun pe toată lumea și spun la toată lumea, flor, zice, stai, să mergem la control, să avem un consult al medicului, să ne spună el cum stă treaba și apoi vedem ce și cum. Eu eram deja mult mai liniștită, psihică îmi spuneam, ok, nu sunt bolnavă, sunt super ok, doar copilul, e normal, mi-am și făcut calculele. Păi zic, clar am rămas din prima. Deci din prima secundă când nu ne-am mai protejat, am rămas din prima, trebuie copilul să aibă vreo 6-7 săptămâni deja, deci încep să se simtă efectiv primele simptome,
riscul de a mă repeta, ale unei sarcini. Zic, e absolut normal, m-am liniștit, zic, asta e, trec și eu prin ele, la 3 luni, 4 o să se termine și gata. Bun, zis și făcut, fiind duminică n-am avut ce să fac, a doua zi am sunat la medicul ginecolog, i-am zis să mă primească de urgență, nu a putut să mă primească până în data de 14, ok, am zis mai aștept, nu am ce să fac, asta e. Am așteptat, dar greu am așteptat, pentru că în tot acest timp mie îmi era în continuu rău. Nu mai știam ce să mănânc. L-am sunat și pe medicul de familie. I-am spus toate simptomele, tot. Zice, vin o să te văd. Efectiv, nu pot să părăsesc casa. Nu puteam să ies din casă pentru că mi-era frică că o să am nevoie să merg la baie. Mi-era frică că o să-mi fie rău și o să leșin. Eu, nemai putând să mănânc, nu că atât de bine, că mâncam orez și piure și atât. Îmi amintesc și acum că a venit cumnatul meu cu mâncare de la soacra mea și stătea așa și el și Flax și se uitau la mine. Haide, mănâncă, vitamine, magneziu, nu mai știu. Băgam în mine de toate și eu mă simțeam veșnic slăbită, că o să leșin în orice moment, că îmi e rău și că nu pot să stau nicicum, nu pot să părăsesc casa. Când trebuia să mergem până la magazin sau să mergem undeva, prefer, du-te, te rog. Mă tot sunau de la bancă că trebuie să ne vedem, să facem, să semnăm, să... Eram, nu cred, chiar trebuie să facem asta. Și mă duceam, dar nu vă spun, deja începe să fie tot mai cald și afară. Eu care sunt o friguroasă de fel și lăsăm clima pe 22-23, pleacă Flavius de acasă, eu mut pe 24-25. Prietena mea Laura râde de mine, nu e normal, nu e sănătos. Corpul nu trebuie să fie obișnuit la asemenea temperaturi. Eu care dorm cu șosete și până aproape de vară, dintr-o dată mie mi-era extraordinar de cald. Nu mai puteam să suport, nu că ceva pe gât, ca acum, nu mai puteam să suport un tricou normal pe lângă gât. Îmi trebuiau doar lucruri în V, îmi trebuia să simt partea asta, că mă sufocam. Veșnic aveam senzația că mă sufoc. Și la un moment dat am zis, ok, astea sunt, n-ai mai fost însărcinată până acum, nu știi cum e, deci sunt lucruri normale, liniștește-te, totul o să treacă. Autosugestie la greu, cărți, nu mai suportam nici să mă uit la televizor. Am trecut prin niște stări prin care efectiv nu-mi recunoșteam corpul. Eu v-am mai povestit și aici pe YouTube și știți, probabil, dacă nu, o să vă spun acum pentru cei mai noi și o să vă las click în descriere a acelor videoclipuri. În copilăria mea am avut câteva incidente și în urma lor am dezvoltat niște atacuri de panică sau cel puțin așa asociez eu, că de atunci au pornit de la acele incidente. Dar au fost niște atacuri de panică pe care, înaintând în viață, am învățat, eu neștiind atunci că ele sunt atacuri de panică, dar ulterior am învățat să le controlez, am învățat să trăiesc cu ele și am învățat să mă liniștesc. Când am ajuns la psihologie, am și aflat ce am avut și atunci mult mai ușor mi-a fost, iar în ziua de astăzi pot să spun că efectiv n-am mai avut un atac de panică de pe vremea când trăia mama, mult înainte, poate chiar 2014-2015, deci cred că de acum 10 ani. Și pe vremea aceea deja le știam, controlam, așezam 10 minute, respiram și așteptam pur și simplu să treacă la fel cum a venit, că cele mai multe dintre ele n-aveau nicio bază. Nu pot să zic că mi s-a întâmplat ceva, m-a speriat un câine și de acolo eu am dezvoltat și am totul s-a amplificat. Nu, ele veneau fără niciun sens pentru mine și așteptam să plece la fel de repede cum veneau. Așadar, am exclus posibilitatea unui atac de panică pentru că nu se întâmpla în corpul meu nimic din ceea ce știam eu. Îmi luam tensiunea, îmi luam pulsul, mă verificam, îmi luam temperatura, eram absolut în normele standard în funcție de corpul meu și de greutatea mea. Am încercat să mă hidratez, le-am făcut pe toate, tot îmi era rău. Cele 4 zile până când a trebuit să merg la medicul ginecolog au trecut groaznic. În ziua respectivă eram programată pe la 7, m-a sunat, poți să vii cumva la 5? Eram fericită, că așa nu mai puteam să stau. Când am ajuns la 5, zice, vai, să vezi că s-au încurcat și, de fapt, medicul încă nu i-a ajuns. Mai poți să-l aștepți puțin? În principiu că 10-15 minute am înțeles eu prin puțin. Zic, da, ce altceva am de făcut? Și când acolo a venit abia la 6 și ceva, deci am mai stat încă o oră jumate acolo și, deși era climă, aveam apă, ar fi trebuit să mă simt în siguranță, că sunt printre alți medici. Chiar dacă nu era medicul meu, eu în continuare mă simțeam extraordinar de rău și aveam senzația că o să mor, efectiv, în orice secundă o să mor. Și mă gândeam concret că ăsta e ori un atac de panică, ori ceva ce n-am mai trăit, ori asta e. Acum o să mor și gata.
Și mi-am făcut toate rugăciunile în gând și am așteptat să vină doctorul și eventual să-l cheme și pe popa la final, nu știu, ceva de genul. Atât de tragică era treaba. Nu mai puteam să mă uit nici pe TikTok. Efectiv, cine nu se uite pe TikTok non-stop când are timp? Toți facem asta, găsim întotdeauna clipuri drăguțe. Nu mai puteam să mă uit la nimic și mă rugam să vină odată cât mai repede. Într-un final a venit domnul doctor, un drăguț ca de obicei, nici nu s-a dezbrăcat bine, nu s-a spălat pe mine și repede m-a chemat. I-am explicat că am făcut testul de sarcină, că am rămas însărcinată, că oh, felicitări, nu știu ce, era super fericit. Și zic, acum vreau să vedem în câte săptămâni sunt, ce trebuie să fac, uitați, mă simt foarte rău. Ce da, e absolut normal, să te simți rău în primele zile, mă mir chiar că nu ai vomita și așa mai departe. E un corp nou în corpul tău și atunci până corpul se obișnuiește, e firesc să mai dea și rateuri. M-am liniștit și mai tare și am început să-și ia sonda și să caute. Și așteptam, cum am mai văzut și eu la alte fete și pe YouTube și știam și de la prietenele mele, că în secunda în care ți introduce sonda și când se apropie de copil, se și aude bătaia inimii, se aud bătăile inimii copilului. Și așteptam și așteptam și el aștepta și îl vedeam că se schimbă la față și nu zice nimic și întrebam, zic, dar de ce nu se aud bătăile inimii? Și el nu zicea în continuare nimic și căuta și după aia zic, băi, să vezi că este sarcină extrauterină, că se mai întâmplă și așa. Și omul, săracul, știind că eu mi-am dorit și că am venit ca nebuna cu 3-4 luni înainte să văd ce să fac, să mă pregătesc, se simte urea să-mi spună că este o sarcină cu risc și că va trebui să am grijă, că poate nu mai pot să lucrez, că și asta l-am întrebat. Dacă mai am voie să stau în preajma copiilor, dacă am voie să stau în preajma pisicilor. Vezi că nu e absolut nicio problemă, doar că din momentul în care rămân gravidă să nu mai curăț eu litiera pisicilor. Atâta tot și să nu-i las, evident, să mă pupe pe gură, ceea ce oricum nu se întâmplă, pentru că nu e o chestiune igienică. Eu îi mai pup pe căpșor, pe ei îi las să mă ia în brațe, dar nu ne pupăm pe gură, că nu ne pupăm nici cu oamenii pe gură, sper, cu copiii mă refer, dar mai cu pisicii. Și atunci așteptăm să zică ceva. Și îmi zice, tot mă uit și zic, să nu spună că am gemeni. Efectiv, sunt micuță, nu-mi cap doi gemeni în mine. Dar eram, ok, ar fi super să fie gemeni. Îmi treceau 70.000 de gânduri prin minte în secunda aia. Și îmi zice, eu văd că sarcina e oprită din evoluție. Și eram, cu toate cunoștințele mele, eram, adică? Știi, așa, mai prostă de atât, nici n-am putut să fiu. Adică, avem un copil, avem un embrion aici înăuntru, dar nu se mai dezvoltă, s-a încheiat, s-a oprit din evoluție. Și eu, din nou, e mort? Da, e mort. Și în secunda aia am simțit așa cumva o eliberare, dar în același timp am simțit și o tristețe, dar tristețe am simțit-o mai mult pentru că nu m-am putut abține. Și le-am spus părinților lui Flavius, prietenelor mele, unchiului meu, erau toți extaziați, că ei efectiv din luna a treia în care noi ne-am cunoscut erau când vă căsătoriți, când faceți copil, când vă căsătoriți, când faceți copil. Și după nuntă știți cum sunt părinții și ne întreabă dacă nu faceți un nepot, dacă nu faceți un nepot. Și le-am zis clar că o să le facem când o să vrem noi și dacă o să vrem vreodată. Până atunci le-am luat doi țigănoși frumoși și blănoși, așa că să se mulțumesc cu ei deocamdată. Și când le-am zis de copil, vă dați seama că toți erau în extaz. Și acum mă gândeam cu tristețe că trebuie să-i dezamăgesc, să le spun că nu am fost capabilă să duc sarcina asta la bun sfârșit. Și în secunda aia, nici măcar, adică efectiv am refuzat să accept că eu am pierdut ceva și m-am gândit doar la ceilalți. Ei au pierdut ceva. Ei au pierdut un copil, ei au pierdut un nepot, ei au pierdut șansa la o bucurie. Și mă gândeam, cum ies eu acum din cabinetul ăsta și îi spun lui Flavius treaba asta, când Flavius deja își făcea filme că merge cu bicicleta prin pădure, cu copilul și așa mai departe. Și acolo mi-am dat seama că a fost momentul în care eu mi-am făcut și mai mult rău, pentru că efectiv am refuzat să-mi asum ce mi se întâmplă, că eu mi-am dorit, pentru că chiar dacă îmi e frică și în continuare mi-e frică și eu cred că nimeni nu e pregătit 100%, și în fiecare din noi există câte o temere, că poate nu o să fiu un părinte suficient de bun, poate nu o să am destui bani, poate nu o să fac față, poate să nu aibă vreo boală, să nu fie ceva. Eu cred că toți oamenii responsabili și conștienți ne mai facem astfel de gânduri. Și atunci mi s-a părut firesc ca și eu să le am și cumva îmi doream mai mult de 70% să am copil, dar era acel semn de întrebare.
dar dacă nu am suficient, dar dacă nu așa, nu așa, nu așa. Dar bineînțeles că lucrurile acelea cred că ar fi dispărut în secunda în care priveai copilul în ochi și ți-ar fi dat probabil mai multă forță de muncă și de a îndeplini tot ceea ce îți dorești pentru el și tot ceea ce e mai bun. Ba mai mult decât atât, încă din momentul în care ne-am gândit să nu ne mai protejăm, eu m-am și pus și am cumpărat o pereche de Adidas, exact brandul Adidas, Superstar, micuți, cei mai mici pe care i-am găsit, ca să să fie așa meci-meci cu Adidas-ii mei și al lui Flavius. Deci eram clar, tot ceea ce făceam se arăta că îmi doresc și prin verbal și prin non-verbal. N-a fost nicio secundă că m-am gândit, zic, măi, dar poate că eu cu gândurile mele am respins sarcina, pe care Flavius mi-a zis, ok, dar femeile care sunt violate și 100% nu-și doresc acea sarcină, ele de ce nu au puterea să respingă acea sarcină? Am luat-o efectiv pe toate părțile. Într-un final am acceptat, am ieșit plângând din cabinet, săracul medic nu mai știa ce să zică, că ce să și zice în momente din astea, că a văzut clar că mi-am dorit și cât m-am căutat și am vrut să fac să fie... cât ține de mine și de corpul meu să aibă o dezvoltare armonioasă și ok. Mi-a zis, stai liniștită, nu o să-ți dau pastile, deși era mică sarcina și putea să-mi dea pastile și să se întâmple acasă, nu, s-ar putea să te impacteze, tu sigur te vei uita în vasul de toaletă, nu vreau asta pentru tine, o să facem avortul standard și o să luăm o bucată de acolo, o să trimitem la București să vedem, să nu fie ceva, să nu fie altceva, am luat-o pe partea asta medicală, pe explicații, pe nu știu ce. După care, când tu o să fii bine, o să mergem și la un control, să vedem cum stăm cu tiroida, să vedem dacă nu sunt ovare polichistice, să facem mai multe, un set de analize și așa mai departe. Și faci, oricum poți să stai liniștită, că lucrul ăsta se întâmplă și știam asta din trecut, știam asta de mult timp, că e absolut normal ca o sarcină să înceteze din evoluție și tocmai de aceea și doctorul ne sugerează ca primele 3-4 luni să nu spunem nimănui, deși copilul o sarcină se poate pierde și mai târziu când e avansată sau se poate provoca o naștere prematură, adică la 5-6 luni, nu la 7 când el are deja șanse de supraviețuire. Știam toate lucrurile astea teoretice, dar când ți se întâmplă ție nu mai e atât de ok. Nu mai e doar o chestiune statistică, nu mai e o chestiune cu care se poți să treci și care zici, da, bă, e absolut normal, e ceva super aiurea că ți se întâmplă ție. Și pe lângă faptul că mi s-a întâmplat mie, eu din start am respins durerea și pierderea și m-am gândit direct la cei din jur, la pierderea lui Flavius, la pierderea bunicilor și a unchiului meu, care el e ca un bunic din partea mea. Și atunci am ieșit plângând, i-am zis lui Flavius, Flavius era, și-a ascuns durerea și nu mai zic că era, cum te simți tu, cum ești tu? Zic, în continuare fizic mi-e foarte rău și cred că o să-mi fie până când o să scoată copilul de acolo, pentru că zic, eu cred că de asta mi-e rău, pentru că copilul a încetat din viață și probabil îmi imaginam eu că se și descompune și toate filmele neadevărate mi le-am făcut și nelogice și neraționale. Dar am ajuns acasă, mi-am făcut curaj, am spus unchiului, am spus părinților, fetelor, toată lumea m-a susținut, toată lumea a fost alături de mine, nu e nicio problemă, oricum sunteți tineri, mai încercați, știți voi cum se zice, e abia prima oară, cumva și ieșit din prima, wow, uite, bine, măcar știți că pot să rămâi însărcinată, că sunt atâtea cupluri care sunt infertile, fie unul, fie altul, fie amândoi, deci măcar știi că sunteți amândoi fertili, n-ați mai încercat niciunul până acum, ați aflat treaba asta, e un punct bun, iar de aici încolo e cam ce a vrut providența, nu prea mai ține de voi. Și am zis să o lăsăm așa. În 4 zile am fost programată, am făcut acel avort, mi s-a făcut acel avort, după care am ajuns acasă și mie în continuare mi era rău. Și atunci am stat și mă gândesc, de ce în continuare mie mi-e rău? Și în astea 4 zile, de când am aflat că sarcina s-a oprit din evoluție până când mi s-a făcut avortul, într-una din seri mi-a fost atât de rău că efectiv am avut senzația că mor. Și mi-a sunat o prietenă pe Andrada, care a sunat-o pe sora ei, care este medic, dar nu ginecolog, și mi-a zis, ok, nu am unde să te trimit la ora asta, dar du-te la Odobrescu, la urgență. Sunt oameni super ok acolo, o să aibă grijă de tine și o să fie... Și eram, cum să mă duc să deranjez pe oamenii ăia pentru urgență, când eu nu am o urgență?
Și eram, ok, poate ție chiar ți-e rău de la sarcină, corpul respinge atât de tare sarcină, du-te și oamenii, dacă o să considere, o să-ți facă avort în momentul ăla și o să te simți bine. M-am dus și acolo, bineînțeles, oamenii mi-au spus că am atac de panică, că n-am absolut nicio problemă, că nu există nicio șansă ca acel embrion să-mi facă mie vreun rău fizic și că tot ce simt este un atac de panică pe care, bineînțeles, îl amplific. Și atunci am zis, ok, dacă oamenii ăștia specializați, îmi spun treaba asta, acum știți voi că cizmarul nu are cizme, degeaba sunt eu psiholog, că poate nu mai pot, fiind în mijlocul problemei, eu nu mai văd, eu nu mai sunt conștientă de simptome și nu văd ce se întâmplă. Și atunci am pus mâna pe telefon, am sunat doi logopezi și doi psihologi și m-am pus și am discutat cu ei. Am discutat și cu psiholog clinician, am discutat și cu un terapeut Reiki și am vorbit cu fiecare în parte. Pe domnii logopezi am rugat să vină să stea cu, efectiv să-mi ia orele, pentru că inclusiv după ce mi-am mai revenit, eu tot aveam zile în care nu mă simțeam ok. Așadar am făcut toate măsurile astea de precauție, am rezolvat toate problemele astea și am ajuns, într-un final mi s-a făcut avortul și eu tot mă simțeam rău, tot mă simțeam rău și atunci a fost momentul în care am zis, ok, eu cred că am nevoie de terapie, eu am nevoie de ajutor, e ceva ce mă depășește, eu nu mai știu ce are corpul meu și nu mai știu cum să mă ajut. Oamenii spuneau că din punct de vedere fizic sunt bine, că acel copil nu mi-a făcut rău niciun fel cât a stat în corpul meu și atunci de ce mi-a în continuare rău? Și atunci am început pe partea asta de rugăciuni, de autosugestie, de gândire pozitivă și am fost șocată să aflu de la psiholog că de fapt eu am trecut printr-o traumă pe care efectiv nu mi-o recunosc, pentru că eu mi-am dorit ați văzut că dacă vă doriți să vă cumpărați, nu știu, dau un exemplu foarte superficial, o geantă și ea este vândută, sunteți supărați, nu știu, 10 minute, 5 minute, o zi întreagă, măi, dar era la reducere și o voiam eu și am pierdut-o. Dar mai eu care mi-am dorit un copil, am atras spre mine un suflet, acel suflet a venit, s-a întrupat și a făcut loc în corpul meu și a făcut parte din sufletul meu, după care a plecat. Logic că a fost o pierdere și logic că el m-a făcut pe mine mamă. Iar eu toate lucrurile astea am zis, nu sunt adevărate, nu, pe mine nu mă doare, eu n-am pierdut nimic, oricum nu-i bătea inima, oricum mă tot scuzam. Și mi-am dat seama abia în secunda aia că fix la fel am făcut și în momentul în care a murit mama. Fix la fel am căutat să fac toate pomenile, toate tradițiile, tot, doar să fug de durerea aceea. Și că eu m-am vindecat doar în momentul în care am conștientizat că ea nu mai este fizică, nu mai pot îmbrățișa, că nu mai pot suna, deși și în momentul de față eu am în telefon numărul ei de fix, care nici astăzi nu este alocat nimănui și din când în când eu mai sun pe el. De asta zic că e așa de greu între a spune ceva teoretic și a înțelege și ador atât de mult psihologii, logopezii, doctorii, preoții care realmente au har pentru meseria pe care o au și se implică și sufletește, pentru că nu poți să tratezi un om doar așa, fără să ții cont că el are și un suflet, indiferent cu ce problemă vine. Pentru că nu există să fie o problemă fizică care să nu impacteze și asupra sufletului și nu există să fie o problemă a sufletului care să nu facă și o bubă undeva în corp. Și atunci am zis, ok, am nevoie de preot, am nevoie de medici, am nevoie de psiholog. Și am început să vorbesc cu fiecare din ei și am început să fiu bine, am început să conștientizez, am început să vorbesc în rugăciunile mele cu mama și ușor, ușor să mă fac bine. A venit fix luna aceea, iulie-august, în care eu efectiv am refuzat să ies afară din casă, în care am mers cu clima pornită spre Silagiu, iar la ieșire din Timișoara am simțit că mă sufoc și că nu mai pot de rău. Haide, Flavie, să ne întoarcem acasă. Ne-am întors acasă și acasă mi-era super bine. Am început să nu mai pot să ies din casă. Când trebuia să merg la bancă să semnez ceva, căci în septembrie se apropia vânzarea, în octombrie predarea, eram terifiată că trebuie să merg să stau acolo și rugam din suflet doamnele acelea drăguțe să pot să vin doar în momentul în care e liber ca să vin să semnez, să fac, să plec. Să nu trebuiască cumva să stau în așteptare, să ceva de genul. Aveam mereu cu mine apă, aveam telefonul încărcat, aveam toate simptomele unei anxietăți de separare, doar că nu știam să-mi pun acest diagnostic. Și ușor, ușor, psihologul cu care tot vorbeam m-a ajutat să înțeleg treaba asta. Oamenii din jur începeau să mai înțeleagă, ok,
ce boală e asta, cum adică să nu poți să ieși din casă, că doar ieși din casă și te duci la direct acasă, nu te duci la rău. Nu știam cum să explic și încercam să evit. Au venit prietenii noștri din Belgia, Inu și Lili, și începea să se vadă doar Flavius cu ei și mi-era aiurea să nu creadă că cumva poate eu nu vreau să ies cu ei. Și într-o seară am ieșit și toată lumea mânca și eu nu mâncam și eu nu mâncam și zâmbeam și în mine mă rugam la Dumnezeu să nu leșin acolo, să fac o scenă, că era plină unirii, pline toate terasele. Și îmi și imaginam cum vin oamenii cu targa cum și fac o scenă aici, zic, în toată unirii de mai pozează, careva mai ajung pe internet, Doamne, tot ajută-mă să nu fie rău, ajută-mă să nu fie rău. Și când trecuseră 45 de minute, am făcut subtil semnul lui Flavius să facem cumva să plecăm, că efectiv nu sunt bine. Nu eram bine decât acasă. Acasă cu clima pornită, eu care nu suport clima, care mi-e veșnic frig, o voiam să fie pornită într-una, într-una. Stăteam cu aparat, cu tensiometru lângă mine, cu termometru, veșnic să nu am, așa, ca ipohondrii, să nu fie mai jos tensiunea, să nu fie mai sus, veșnic pe mesaje cu prietena mea, Laura, care are foarte multe cunoștințe de medicină și chiar acum este studentă la medicină și are o mulțime de prietene medici și îmi citeau analizele și mi le vedeau și cam asta a fost viața mea din mai 2022 până, pot să zic, chiar în prezent, pentru că abia eu cred că anul trecut, la final, am reușit să mă desprind cu totul. Au fost foarte multe lucruri pe care le-am pierdut, în principal clienți. Au fost două, trei mămici care mi-au spus că nu sunt foarte serioasă pentru că le tot amân și le spun azi nu putem să ne vedem. Însă, din fericire, m-am bucurat că am întâlnit și o mămică care a trecut la rândul ei prin pierderea unei sarcini, cred că mult mai înaintată decât a mea și a înțeles exact prin ce trec. Și căreia la un moment dat, în timpul ședinței, am zis că îmi pare rău, dar trebuie să ne oprim. Îmi este atât de rău încât efectiv trebuie să ne oprim. Și copilul dumneai era unul din cei mai minunați copii și era un copil care te încărca pozitiv și copilul nu înțelegea de ce trebuie să plece acasă, când noi nu ne-am terminat încă jocurile. Și au fost niște situații foarte, foarte rele în toată perioada asta. N-am putut să particip la nunta Adelinei. Adelina m-a înțeles, am rugat-o să-i trimit cadou prin plic și mi-a zis nu, te rog să nu faci asta. Bine că m-a anunțat, uite, din timp, eu nu fac rezervare pentru tine, deci nu e nicio pierdere. Te rog, folosește banii ăia și fă-ți analize, fă-ți curaj și află, cercetează și nu te lăsa întristată și mai încearcă. Uite, și mie mi s-a întâmplat, uite, și prietenelor mele. Și așa de bine mi-a prins când mi-a spus că, uite, vezi, și nouă ni s-a întâmplat și totuși am mai încercat, am pielea de găină pe mine, și totuși am mai încercat și astăzi au o fetiță atât de minunată și tare bine mi-a prins în momentul ăla și m-a și tristat că au fost multe prietene care nu m-au sunat și au fost puține care m-au sunat și puține care m-au vizitat și eu nu puteam să ies din casă. Și știți că atunci când nu mai ieși și nu mai ești funny și nu mai e bine și așa, oamenii se îndepărtează ușor, ușor și nu mi-a picat deloc bine treaba asta. Oricum eu nu am foarte mulți prieteni în jurul meu, sunt super selectivă, dar și din aceștia atent selectați au mai dispărut sau s-au mai îndepărtat și tare mult m-a durut și treaba asta. Dar până la urmă asta e viața și am acceptat și am acceptat și lucrurile pe care le-am pierdut. Am pierdut ieșiri, am pierdut momente care nu o să se mai întoarcă niciodată. Anul 2022-2023 pentru mine e ca și pierdut. Între timp, nepoatele mele s-au căsătorit, nu am putut să merg la nunta lor, deși una dintre ele chiar mă rugase să fiu nașă. Mi-am comandat o rochie superbă la București, la o casă de modă. Nici în zi de azi nu am apucat să port rochea, nu știu dacă o să mai intru în ea. Am făcut-o special pe comandă atunci pentru că și slăbisem vreo 4-5 kg în zilele acelea în care nu mâncasem. Nu am putut să particip așadar la nunta ei, s-a dus Flavius cu unchiul, n-am putut să-i fiu nașă cum și-a dorit și ea și Răzvan. Nu am putut să particip nici la sora ei. Abia anul trecut, cred că undeva în toamnă, am putut să particip la o nuntă, dar și acolo am stat, cred că o oră, două. Nici nu știu dacă am reușit să dansez o dată sau de două ori. Aceasta și a fost cei drept la cămin cultural, în căldură, mulți oameni și poate că într-adevăr a fost o căldură pe care am resimțit-o și nu doar în mintea mea, dar în continuare, în momentul în care mi-e puțin cald sau rău,
corpul meu resimte trauma și frica și am senzația că o să-mi fie rău din nou. Și cred că cea mai mare pierdere a mea a fost faptul că nu am mai putut să lucrez atât de mult cum mi-am dorit și nu am mai putut să iau pe toți copiii pe care i-am avut și am simțit că am dezamăgit părinți când mi-a spus o doamnă că mi se pare că sunt foarte... nu că responsabile, că sunt... îmi scăpă cuvântul, cumva așa de onoare, știți că nu sunt ok, că o tot amân. Astăzi nu pot că mă simt rău, mâine nu pot că mă simt rău, deși eu nu voiam să mai spun nimănui prin ce am trecut, dar în același timp simțeam să le spun oamenilor și am zis ok, asta e, nu o să mai lucrez deloc și gata, nu mai vreau să mai supăr pe nimeni. Și atunci am început efectiv să nu mai lucrez în prima parte a dimineții. După care mi-am făcut curaj și m-am dus și mi-am făcut analizele și am aflat că de fapt am tiroidă Hashimoto, care nu e ceva rău, dar nu e nici ceva bun. Și am aflat că de luni bune eu am cortizolul la cote înalte. Cortizolul este un hormon care ne ajută să ne trezim. Atunci când ne sună alarma, cortizolul se trezește și zice: hei, ridică-te pentru că tu ai un job, tu ai o irresponsabilă, ăsta era cuvântul. Tu ai o responsabilitate și trebuie să mergi la servici. Ei, gândiți-vă cum sunteți de alertați când vedeți că e 8 fără un sfert și voi la 8 trebuie să fiți la lucru. Cam așa eram eu până la orele 17-18 ale zilei, în fiecare zi, fără să știu treaba asta. Pe lângă asta, aveam nu că vitamina D scăzută și insuficientă, aveam carență de vitamina D. Și dacă citiți doar puțin pe Google să vedeți cât de mult face rău să nu ai vitamina D atât cât trebuie în corp, o să vă explicați multe lucruri. Și iată cum eu aveam probleme fizice și fiziologice care mi-accentuau starea mea emoțională și starea mea emoțională îmi făcea în continuare rău fizic și eram așa într-un carusel și efectiv nu mi-am mai găsit locul în viață. Și între timp cumpărasem apartamentul, n-am putut să mă bucur de el, îmi doream din prima să mut cabinetul aici, n-am reușit, apartamentul a stat foarte multe luni gol, după care am hotărât să-l închiriez, ceea ce n-am vrut să fac niciodată. Am lăsat o fată să stea câteva luni, după care am hotărât acum să mut cabinetul și așa sper să rămână mereu aici cabinetul. Venise octombrie, trebuia să mă înscriu la master și deși trebuia să trimiți cumva dosarul online, eu totuși trebuia să merg să duc și actele fizice acolo și n-am putut să fac treaba asta. Flavius nu era în țară și aveam doar un interval în care puteam să mă duc și efectiv nu reușeam și a mers nepoțica mea, Sorina, pentru mine și sunt așa de multe lucruri și așa de... m-a simțit atât de neputincioasă că nici dacă aș fi avut piciorul rupt nu cred că aș fi fost atât de neputincioasă. Și vina și felul în care se uitau oamenii la mine, mai ales după nunta fetelor, sunt convinsă că foarte multe dintre rude au zis: păi cum, ce boală are? Efectiv, ce boală are de nu poate să iasă din casă? Că e sănătos, nu are nimic. Și e foarte, foarte dur să fii judecat pentru ceva ce nu stă în putința ta. Plus că mai împuneam și eu vina, că n-am fost în stare să-i ofer și eu lui Flavius un copil, socrilor mei, un nepot, unchiului meu, o bucurie că își dorea așa de mult. Și de parcă ar fi fost un tort pe care puteam să-l ofer și nu l-am oferit. Și au fost luni foarte grele pentru mine. Au fost luni în care sporadic reușeam să filmez câte ceva, în care nu aveam putere să mă machiez. Mie îmi place să mă machiez. Eu efectiv n-am probleme cu tenul. Eu nu am nevoie de machiaj. Știți că machiajul ne ajută, ne mai acoperă impuritățile, imperfecțiunile. Imperfecțiunile mele sunt că am riduri, pentru că am o vârstă, am deja 34 acuși, că nu mi-e fața perfect simetrică, că îmi lipsește o parte de aici și vedeți și voi foarte bine, că mi-ar trebui puțin acid pe aici, că, nu știu, defectele mele sunt efectiv mofturi, sunt efectiv o față de 34 de ani care a fost foarte mult timp expusă la soare și care nu a știut să folosească SPF la vremea ei. N-am avut acne, nu am avut lucruri pe care să trebuiască ciarcăne, pe care să trebuiască să le acopăr. Mie face plăcere să mă machiez. Și tocmai de aceea folosesc puține produse la recomandarea dermatologului. Și atunci, un lucru care mie îmi făcea plăcere, eu nu-l mai făceam. Nu mai puteam să citesc, nu mai puteam să mă uit la seriale. Nu mai puteam să fac lucruri pe care toată lumea le adoră. Eu trebuia să stau doar cu ochii închiși, mă rugam, vorbeam și atât.
Și m-am speriat puțin de mine, pentru că eu n-am fost niciodată așa și eu am considerat că cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată a fost pierderea mamei. Și dacă atunci am reușit să rămân în picioare și să lucrez și să lupt și să merg mai departe și să fac lucruri, cu atât mai puțin acum, când efectiv nu am pierdut nimic, pentru că eu eram în continuare în negare. Și atunci ușor, ușor am început să accept, ușor, ușor terapia a început să-și facă efectul și mi-am făcut curaj să mă duc să-mi fac, așa cum vă spuneam, analizele. Am făcut analizele undeva la vreo 25 de milioane, m-au costat toate analizele pentru că le-am făcut și după o lună le-am repetat și după o lună le-am repetat. Am aflat că am tiroidă, Hashimoto, am aflat că nu e nici rău, nu e nici bine și că doar trebuie să o ținem în supraveghere. Am aflat și că stau foarte prost cu vitamina D, mi s-a dat și magneziu și mi s-a mai dat un supliment Procor, care eu zic că pentru mine a avut efect placebo foarte, foarte bun. Pentru că eu din momentul acela am început să mă simt mai bine. Sunt convinsă că și faptul că am început să aduc vitamina D în corp, că am început să iau magneziu, am început să iau zinc, am început să mănânc, efectiv forțată, nu aveam nicio plăcere pentru mâncare, mă chinuiam să mănânc, am început să pun kilogramele înapoi, încet și sănătos, toate lucrurile astea sigur că au făcut bine. Faptul că a trecut timpul, faptul că am început să lucrez, toate lucrurile pe care eu le făceam, începeau să-mi facă tot mai bine, tot mai bine, dar în continuare erau lucruri și momente în care nu făceam față. Am început anul întâi de master, am mers la ore și a trebuit să plec în timpul orei pentru că nu mă simțeam bine, simțeam efectiv că leșin. Am fost la prietena mea de la 14 ani, la colega mea de liceu, la unghie, în casa ei în care mă simt efectiv ca la mine acasă. Am stat la unghie și am zis, mi-e rău, acum trebuie să plec acasă, acum. N-ai terminat, eu acum mă ridic și plec acasă. Au fost momente foarte grele, peste care mă bucur că am trecut și ce vreau să subliniez cu acest videoclip atât de lung și atât de încărcat din punct de vedere emoțional este că vă rog din tot sufletul meu să nu judecați pe nimeni niciodată. Dacă nu vrea să facă copii, dacă nu poate să facă copii, nu știți prin ce a trecut acea femeie sau acel cuplu. Vă rog din suflet, atunci când cineva spune că a pierdut un copil, nu mai întrebați despre copil absolut nimic, dar încercați să mergeți, să mergeți cu o supă, să mergeți cu flori, cu o ciocolată, chiar și 5 minute. Dacă nu vă poate primi, să-i le lăsați la ușă și să plecați. Contează enorm gesturile astea ca omul ăla să nu se simtă singur. Dați-i mesaje, bombardați-i cu mesaje, cu videoclipuri amuzante, cu orice vă trece prin cap să nu se simtă omul acela uitat sau cuplul acela uitat, pentru că în momentele acelea în care eu eram praf, Flavius era puterea mea. El trebuia să facă tot și pe lângă că el trebuia să facă tot, mai avea și el apăsarea asta pe sufletul lui că nu știe ce să-mi facă să fiu bine. Efectiv, noi nici nu am avut timp să avem un doliu în secunda aia, pentru că noi, într-adevăr, am pierdut un suflet. Iar noi n-am putut să ne concentrăm la treaba asta, pentru că toată lumea era concentrată la starea mea fizică. Că sunt bine, nu sunt bine, oare ce se întâmplă cu mine? Deja începusem să iau apartamentul, ratele veneau, oare să mai pot să lucrez, nu mai pot să lucrez? Sunt lucruri umane, sunt lucruri firești la care te gândești și cine spune că nu se gândește, eu zic că ne cam păcălește. Așadar, mă bucur atât de mult că astăzi sunt atât de puternică și fizic, și fiziologic, și psihic, încât am putut să mă deschid și să spun toată treaba asta. În continuare, nu vreau să fie sub forma unei acuze, nu acuz pe absolut nimeni care nu a fost alături de mine în momentele acelea, am înțeles absolut perfect. Iar dacă eu sunt o prietenă super implicată și super apropiată, nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie la fel. Viața între timp mi-a luat, așa cum spuneam, cunoștințe și prieteni, dar și mi-a adus alții, precum Alexandra, de exemplu, care simt că este sufletul meu pereche și cu care efectiv nu înțeleg de ce am stat 33 de ani separate. Dar lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie și când trebuie și Dumnezeu și Universul știu exact de ce avem nevoie și când avem nevoie și cum avem nevoie. Vreau să încheiem acest videoclip într-o notă pozitivă și într-o notă plină de speranțe, pentru că vreau să vă mărturisesc că eu astăzi am curaj și o să mă duc să-mi fac analize și o să cercetez exact ce se întâmplă cu corpul meu, cum stă toată treaba și da, am trecut foarte mult peste treaba asta. Au fost analizele trimise la București, a venit înapoi, nu este nicio suspiciune de cancer, nu a fost, efectiv nu există nicio explicație medicală pentru care eu să fi pierdut sarcina, ci pur și simplu pentru că așa se întâmplă. Și atunci am zis, ok, suntem tineri, iar noi mai putem încerca. Și acum ne pregătim mental și sper că în viitorul apropiat să ne facem curaj și să începem să reîncercăm din nou.
nu o să fim dezamăgiți dacă nu o să ne iasă. Scopul nostru în viață nu este un copil, în ideea în care să ne găsim liniștea și fericirea în el. Pentru noi un copil este un plus. Noi suntem fericiți, suntem mulțumiți, suntem împliniți cu jobul pe care îl avem, cu casele pe care le avem, cu minunile astea frumoase din viața noastră care ne umplu. Dar simțim că avem iubire și timp și puterea de a oferi educație și cred că un trai decent și bun și cred că am putea să aducem un om bun pe lumea asta și să-l creștem frumos, să-l educăm frumos, cu credință, cu bunătate și cu dragoste și cu multă, multă, multă iubire. Cred din suflet că am putea face asta și atunci copilul pentru noi este un plus. Nu vrem să vină copilul să se facă medic că nu ne-am făcut noi, nu vrem să vină să facă fotbalist că nu ne-am făcut noi. Noi suntem super împliniți cu tot ce am făcut. Flavius la 40 de ani s-a apucat să cânte, eu am făcut un an de canto, eu m-am apucat de scris. Efectiv, ne facem toate plăcerile, toate bucuriile. Nu ne punem opreliști din cauza vârstei, că vai, n-am putut să studiez canto când am fost mic și saxofonul, nu îl mai studiez acum, lasă că o să mi-l studieze copilul. Nu, el își face acum planurile lui, are motor, își face efectiv toate pasiunile pe care le-a avut vreodată și le împlinește. E împlinit din toate punctele de vedere și la fel ca și mine, și el are mici temeri, că ar putea să nu fie părintele perfect, dar în același timp știe că este dispus să treacă prin virus, răceli, gripe, diaree, vomă și tot ceea ce implică creșterea unui copil, la fel cum se întâmplă și cu pisicile. Și pisicile vomită și pisicile mai au diverse probleme medicale pe care nu vi le expun acum, că nu sunt neapărat frumos mirositoare și așa mai departe. Dar atunci când ne-am asumat responsabilitatea pentru o pisică, am știut exact la ce ne hămăm. Și așa știm și cu copilul, bineînțeles, amplificat la un milion și mult, mult mai mult și constant și pentru toată viața, pentru că dacă cumva pisicile știm că nu vor fi toată viața lângă noi, deși s-ar putea să plecăm noi înaintea lor, nu? Că nu știm exact. La copil știm sigur că suntem responsabili și atunci când vor fi adulți, noi tot o să ne îngrijorăm pentru ei, așa cum fac și părinții noștri pentru noi. Așadar, închei prin a vă mulțumi, dacă ați avut răbdare să vă uitați până acum la acest lung videoclip, închei prin a vă mulțumi pentru mesajele pe care le-am primit de la mulți dintre voi atunci. Hei, de ce nu mai postezi? Ești bine? Ce s-a întâmplat? Te lași de YouTube și așa mai departe. Mă bucur că fix în perioada aia TikTok-ul a luat amploare și lumea în general a asociat faptul că nu mai stau pe YouTube și mă apuc să postez pe TikTok și cumva lucrurile s-au împlinit așa. Însă adevărul este acesta, că eu nu mă mai simțeam în stare și sunt foarte multe videoclipuri pe care le-am postat atunci și acum le-am închis și le-am șters. Și da, acum mă simt pregătită să fiu în fața voastră și simt că am o energie faină și chiar dacă nu fac foarte multe lucruri interesante, simt nevoia și dorința de a împărtăși cu voi. Și dacă se uită 20 de oameni sau 30 sau 100, eu sunt super fericită și dacă primesc un comentariu sau două și cineva se bucură că, nu știu, i-am recomandat un om care pune clima sau un tablou, e minunat pentru că și eu îmi iau informațiile tot de pe YouTube, tot de pe grupuri, tot de la oameni, că despre asta e vorba, atunci când citim o carte faină, să o împărtășim cu ceilalți, că nu știm cui se potrivește și cui am putea face un lucru bun și fain. Închei aici, vă mulțumesc mult de tot, vă pup cu drag și ne vedem sâmbătă, la Daily, da? Toate cele bune! Pa, pa!